După ce au fost confirmate două cazuri de infecție cu noua variantă a coronavirusului Omicron și în țara noastră, jurnaliștii Antena 3 au vrut să afle cum s-a făcut secvențierea acestei mutații. Avem un interviu în exclusivitate cu directorul, comandantul Institutului Cantacuzino, care ne spune și care este probabilitatea ca Omicron să fie o combinație dintre coronavirus, virusul HIV și cel gripal. Un interviu de Adina Angelescu și Mihai Buzduga. Cum se realizează? Este ca la amprente, când, spre exemplu, există... o amprentă este introdusă într-un aparat și ea se compară cu restul amprentelor din baza de date? Aproximativ așa este. Există o tulpină de referință și apoi apar comparații cu acea tulpină de referință. În această bibliotecă, toate țările, toate laboratoarele își încarcă secvențele obținute în această bibliotecă internațională, astfel încât să apară acest studiu comparativ. Dacă nu ar fi această bibliotecă, dacă nu ar fi acest studiu comparativ, practic secvențierea n-ar avea nicio valoare. Au fost speculații, ba că are și o porțiune din virus HIV, ba o porțiune din virus gripal. Se poate întâmpla. Gândiți-vă că așa ne imaginăm un șirac cu mărgele. Da? La un moment dat, în aranjamentul acelor mărgele, poate să apară o secvență comună cu o parte din virusul HIV sau o parte din virusul gripal, dar e greu de spus că el s-a combinat. De obicei, microorganismele duc o viață competitivă, dar uneori poate să apară și această recombinare genetică.